deschis firma în urmă cu aproximativ 14 ani, mai exact în 2003. La început ca furnizor de servicii de producție publicitară, ulterior am dezvoltat activitatea și am devenit furnizor de echipamente și soluții pentru industria de producție publicitară, pentru zona de prototipare 3D și pentru sectorul de finisare documente și digitizare documente. Am început singur, ca unic asociat, iar în prezent suntem o echipă de aproximativ 20 de oameni adânc implicați în activitatea asta. Avem echipamente și soluții care se adresează unor industrii oarecum diferite și oarecum conexe din anumite puncte de vedere. Astfel avem echipamente pentru zona de producție publicitară și print digital, cum ar fi imprimante indoor-outdoor, cum ar fi gravatoare laser, cutter, plotere, tampografe, prese termice, dar și rutere CNC, mașini de debitat laser. Avem în corelație cu aceste mașini de cu aceste rutere CNC, avem zona de prototipare 3D unde oferim scanere și printere 3D pentru printare 3D și pentru zona de prototipare în domeniul proiectării și producției de producții industriale. Pe lângă asta oferim echipamente pentru partea de finisare documente și pe o nișă mai îngustă echipamente de digitizare documente legate. Pentru toate echipamentele pe care le oferim, oferim și consumabile în sensul de media, cerneală, tot felul de articole pentru personalizare și semnalistică. Printerele 3D și scanerele 3D sunt cel mai nou trend, nou în România, nou și în străinătate, este o industrie care se dezvoltă într-un ritm foarte alert, cu schimbări foarte, foarte dese, tehnologia avansează și în permanență se aduc îmbunătățiri. În domeniul 3D avem și noi produse care sunt la a doua, a treia, poate chiar a patra generație și care oferă din ce în ce mai multe avantaje competitive clienților. Pentru toate produsele pe care le comercializăm, oferim service atât în perioada de garanție, cât și în perioada de post-garanție, prin departamentul de service propriu. Avem echipe de tehnicieni care preiau atât sesizările clienților, care oferă suport online și suport telefonic, și care pe lângă asta mai fac și intervenții tehnice la sediul clientului. De asemenea, toate produsele pe care le comercializăm le putem servisa atât în cadrul serviciului propriu, cât și la locația clientului în cazul în care este mai convenabil pentru el sau în cazul în care au decis de la început că interesează aceste servicii de garanție să fie realizate on-site. Dacă vorbim de o gamă mai largă de echipamente, avem producători pe care îi reprezentăm din toată lumea. Colaborăm cu branduri din cele mai cunoscute, însă avem și anumite produse pe care le aducem din China și pe care le vindem aici după ce ne-am convins că acestea sunt fiabile și că oferă acel raport calitate-preț pe care îl doresc clienții noștri. Dacă vorbim de printerele 3D, acestea sunt făcute în China de un producător cu 10 ani vechime în industrie, de Tier Time. Așa cum am spus, sunt la a patra ediție. Printerul App Mini 2 este lansat recent, este al doilea model lansat, care vine cu o interfață mult mai simplă și mult mai ușor de folosit, tocmai pe baza experienței utilizatorilor. Chiar dacă este un producător chinez, pe noi ne-a ajutat foarte mult faptul că experiența producătorului de 10 ani în acest domeniu a contribuit la crearea unor produse care să fie și utile și extrem de simple de folosit de către clienții noștri. În ceea ce privește printerele 3D App Mini, App Box, acestea pot fi cumpărate și de la noi, însă începând de anul trecut deja am început să le vindem și prin rețele de retaileri foarte cunoscuți, atât din domeniul online cât și din domeniul offline.
Unele din ele pot fi găsite în Oșan, altele le vindem prin Altex. Deja suntem în discuții cu cei de la EMAG pentru a le pune pe platformă și la fel suntem în discuții cu un alt retailer mare pentru a le distribui prin rețeaua lor de supermarket în toată România. Dacă vorbim de printerele 3D, există mai multe tehnologii, foarte multe tehnologii. Cea mai cunoscută și cea pe care o prezint eu aici este tehnologia FDM, care înseamnă că obiectul 3D printat se realizează prin extrudare, deci este vorba de un filament ABS, da? ABS este plasticul din care sunt făcute piesele Lego, un material foarte rezistent. Prin extrudare, acel filament duce la obținerea unor piese 3D care sunt foarte rezistente. Deci, ca și tehnologie, tehnologia FDM oferă modele care pot fi deja funcționale, care pot fi testate din punct de vedere mecanic la șocuri și la, nu știu, în diverse subansamble sau în componente mai complexe. Există alte tehnologii care pot oferi și alte, să zicem, și alte proprietăți. De exemplu, există materiale care sunt transparente și atunci se pot face prototipuri de modele de ambalaje pentru industria sticlei, de exemplu. Dar deocamdată, ca domeniu de aplicabilitate mai larg în zona de prototipare, consider că tehnologia FDM întrunește toate avantajele de care au nevoie clienții, fiindcă este extrem de permisibilă. Vorbim de un printer care pleacă de la câteva sute de euro și care poate fi utilizat de orice firmă mică și micro-întreprindere pentru a lua un prim contact și pentru a testa exact care este avantajul tehnologic oferit de industria 3D. Acum, bineînțeles că există limitări și bineînțeles că nu este nimic perfect. Deocamdată, industria oferă printere 3D care sunt folosite pentru zona de mică producție sau prototipare, adică puține unități. Și rămâne industria clasică de, eu știu, injecție sau de producție în serii mai mari, care este încă fezabilă din punct de vedere al producției pe scară largă. Nu e o industrie perfectă, dar e ceva ce se schimbă și evoluează în fiecare an.